Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu care ne mângâie, ne învață, ne zidește. Ne bucurăm de oamenii vindecați și mântuiți de Dumnezeu care îl urmează pe Domnul Iisus. Ne bucurăm de perspectiva pe care o avem aici, să primim de la Domnul în continuare harul de care avem nevoie. Ce am face fără Dumnezeu într-o lume atât de rea, cu resurse atât de limitate? Niște oameni care îmbătrânim încet, dar sigur. Și vine mâine ziua sau poi mâine și ne punem mâinile pe piept și mergem unde? Noi nu suntem animale să intrăm în inexistență. Noi suntem creați. De fapt, noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, motiv pentru care noi suntem veșnici, numai că veșnicia, dincolo de dimensiunea îngrădită în timp și spațiu, se derulează în două dimensiuni și fiecare se duce acolo unde și-a pregătit locul. Nu e o întâmplare, nu e un accident, nu e o alegere oarbă, nu e rezultatul rugăciunii unui preot, ar fi așa de simplu. Ci este o alegere la care ai lucrat o viață. Mă rog Domnului în seara aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care îl onorează pe Tatăl și pe Hristos, să-și facă partea și să binecuvinteze sufletele noastre prezente aici. În această seară, scumpii mei, aș vrea să rostesc un cuvânt de predică pe care l-am intitulat Moise între succes și faliment. Am ales să vă vorbesc despre subiectul acesta, fiind aproape de sfârșitul anului, fiind aproape de încheierea unei perioade de timp de 365 de zile, o decadă numită anul 2011, o decadă de timp care ne-a scăpat printre degete și ne aflăm acum în fața Dumnezeului care la începutul anului ne-a binecuvântat, ne-a dat merinde de drum și a spus: ne întâlnim la capăt ca să dați un raport la ceea ce ați reușit să faceți în perioada asta de timp pe care vă dau un dar. Și mai e puțin, nițeluș, dacă mi îngăduiți. Și stăpânul va sta în fața fiecăruia în conștiința noastră și va spune: ce ai făcut cu talentul pe care ți l-am dat? Este o întrebare așa de grea, pentru că Dumnezeu ne-a dat la fiecare destul. L-am ales pe Moise fiindcă stilul lui de viață se pretează, adică se potrivește la subiectul acesta și aș vrea să vorbesc despre el din această perspectivă. Viața și slujba lui este foarte complexă și în același timp contradictorie. De aceea ne putem asocia cu el din acest punct de vedere. Moise, într-un cuvânt, a fost omul care a trăit pentru un scop precis. Viața lui de 120 de ani se poate împărți în trei părți distincte și egale. Prima etapă de 40 de ani este dedicată scopului monarhiei. A fost la palat, în contextul regelui, cu perspectiva să devină rege probabil. A doua etapă de 40 de ani și-a petrecut-o în pustie, cu scopul să lucreze la propriul lui caracter, în niște condiții grele, că de fapt acolo se formează oamenii lui Dumnezeu, în singurătate, în criză și în anonimat. A treia etapă de 40 de ani este dedicată scopului slujirii, monarhie, dezvoltarea unui comportament divin și slujire. Drumul spre împlinirea oricărui scop în viață, scop mare sau mic, este un proces cu bune și rele. Culmea succesului lui Moise, dar și culmea falimentului său, arată limitele extreme ale drumului pe care orice muritor le atinge în viață în călătoria spre eternitate. A ne aștepta să trăim în această lume fără să cunoaștem entuziasmul bucuriei sau durerea amărăciunii ar fi complet ireal. Fiecare personaj al Bibliei a experimentat amărăciunea deopotrivă cu bucuria, inclusiv Mântuitorul
inclusiv Mântuitorul Hristos și apostolii săi. Acest proces natural al vieții în care uneori ne izbim de aceste margini ale drumului, este folosit de Dumnezeu pentru a înghesui în noi chipul Domnului Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte ce spunea Iacov în capitolul 1, versetele 2, 3 și 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. De ce nu sunt oamenii răbdători? Pentru că răbdarea este efectul încercărilor. Și oamenii ori nu trec prin încercări, ori dacă trec, nu înțeleg felul în care ar trebui să treacă pentru ca Dumnezeu să-și împlinească scopul în ei. Și atunci au parte de încercare, dar încercarea nu-și atinge scopul. Scopul încercării e să lucreze răbdare, să dezvolte omul înaintea lui Dumnezeu. Și Iacov continuă spunând, încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Iar Pavel continuă și spune, ba mai mult, Roman 5, 3 la 5, ne bucurăm chiar în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, vedeți ce aduce necazul, aduce răbdare. De ce trăim în mijlocul unei generații lipsite de răbdare? Sare țandăra la cei mai mulți instantaneu. De ce îi sare țandăra? De ce oamenii ajung maturi biologic, dar imaturi intelectual, emoțional și spiritual? Niște oameni nerăbdători, grăbiți, agitați. Pentru că oamenii aceștia nu mai înțeleg necazurile vieții din perspectiva divină, ca fiind niște încercări pe care Creatorul le așează în fața noastră să ne dezvolte răbdarea. Spunem, n-am avut noroc. Nimeni nu mai zice, Dumnezeu mă încearcă. Doamne, ce vrei să înțeleg de aici? Toți întreabă, de ce, Doamne, mă încerci? Eu credeam că sunt suficient de bun ca să nu mă încerci. În loc să pună întrebarea, Doamne, ce vrei să învăț în încercarea asta? Spre ce, Doamne, vrei să-mi îndrept privirea? Lucru pe care l-am ocolit până acum. Doamne, ce vrei să văd? Doamne, ce vrei să aud? Doamne, ce vrei să înțeleg? Toți spun, mi s-a spart cauciucul și am intrat cu mașina nu știu unde. De ce nu spui, dacă Dumnezeu ăsta nu cade, cum să se spargă un cauciuc de 500 de dolari sau mai ieftin de 200? Domnul îi spune, ia pleznește un pic. Și ar trebui să te întreb, Doamne, de ce ai îngăduit să pleznească? Că ori e directoare când spune Dumnezeu, fă-te praf, ori e permisivă și Dumnezeu spune, îngădui să se facă praf. Dragii mei, oamenii nu mai au o perspectivă duhovnicească, spirituală, să privească necazurile ca pe niște încercări și să tragă un jir, adică o linie, și de desubt să așeze rezultatul. De ce trecem prin necaz? Ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin necaz? Oamenii spun, mi s-a spart cauciucul, a fost o întâmplare, și dă vina pe mecanic, dă vina pe companie, dă vina pe... Pentru că oamenii au o perspectivă firească, îl exclud pe Dumnezeu. Viața este un proces reversibil. Reversibil înseamnă se duce și se întoarce. Și în acest proces reversibil a vieții, omul poate urca și poate coborâ. Se poate apropia de Dumnezeu și se poate depărta de Dumnezeu. Din punctul acesta de vedere, omul poate ajunge la limita de liniște, de pace sau la limita de disperare. Și starea aceasta de la liniște la disperare este un proces. Spre exemplu, starea de liniște este extrema, extrema ideală. Starea de iritare este starea următoare. Omul poate ieși din liniște pentru că îl irită ceva. Ceva îl mănâncă. Și când pe om îl mănâncă ceva, are alternativa să se liniștească sau să intre în starea de enervare. Ori se liniștește și se întoarce în starea de liniște, de pace, pe care o au oamenii credincioși. Ori, pentru că nu știe cum să gestioneze râcâiala, intră într-o stare de enervare. Și atunci intră în conflict cu soția, e foarte agitat, intră în conflict cu oamenii din biserică și devine o problemă pentru toți. Toți oamenii cu care intră în conflict, el devine
o problemă pentru toți, că duce cu el nervii. N-a știut să-și rezolve problema și pentru că n-a știut-o, problema lui cade pe toți cei cu care el se întâlnește. Și starea aceasta de enervare poate merge mai departe dacă nu știe să o rezolve și conduce la disperare. Astăzi trăim între oameni care unii sunt liniștiți, alții au lucruri care îi râcâie, alții datorită râcâielilor nerezolvate au ajuns la nervi, la stare de agitație și alții au ajuns chiar la disperare, la depresie. Pe Moise îl întâlnim în acest proces între liniște și disperare, între faliment și succes. Succesul este să ai pace de la Domnul Iisus. Disperarea înseamnă să-ți iei viața în propriile mâini și folosindu-te de tot felul de metode firești, ca odinioară Petru cu sabia, ca Mahomed, a încercat să-și rezolve problema cu metode firești, dezonorându-l pe Domnul. Moise a pendulat între aceste două stări, de aceea am numit predica asta și pe el luându-l drept exemplu, între faliment și succes. Dar spun predica asta ca să-ți spun dumitale și să-mi aduc mie aminte. Chiar dacă astăzi sunt în succes, dacă nu am grijă cum gestionez râcâielile, pot ajunge la disperare, ușor. Eu, un om care trăiesc de 10 ani într-o stare de liniște, dumneata, un om care a îmbătrânit în adunare și ești un om pașnic și liniștit, un exponent al păcii Domnului Iisus, poți ajunge la o stare de iritare, de nervi și de depresie, de disperare și pui presiune pe familie, pe biserică, pe toți, pentru că nu ai mai putut să gestionezi problemele cu care te-ai confruntat. Și tot timpul oamenii din jur sunt de vină. Moise a fost un astfel de om. Vreau să vă atrag atenția spunându-vă următorul lucru. Orice om trebuie să aibă un scop și să se țină de el. Atâta timp cât se ține de el, e bine. Dar dacă se defocalizează și se focalizează pe obstacolele care îl împiedică să ajungă la scop, își părăsește scopul și rămâne pe drum în conflict cu obstacolele, cu barierele. Permiteți-mi să prezint predica asta și de fapt nu predica asta. Zbuciumul unui om care a slujit un popor și la sfârșit n-a avut parte de răsplata omenească a slujirii lui. În funcție de mulți factori, fiecare om în drumul spre un anumit scop experimentează în procesul ăsta fazele astea despre care spuneam, stările astea, liniște, iritare și dacă nu știe cum să rezolve iritarea cu înțelepciune și dintr-o perspectivă duhovnicească, ajunge la revoltă, la o revoltă care mai întâi e în el și apoi nu mai poate să o țină și o manifestă într-un fel sau altul și apoi ajunge la disperare, își pierde pacea totalmente, se roagă, dar rugăciunea e o formă, nu-l mai liniștește, rugăciunea nu mai are răspuns. Citește Biblia, dar Biblia e ca ziarul, nu-i mai spune nimic. Îi vorbește Dumnezeu, dar nu pricepe, îl mustră Dumnezeu, dar nu înțelege. Ascultă o predică și dă vina pe predicator că bate apropou. Dumnezeu nu mai are dreptul să-i vorbească lui, numai predicatorul bate apropou. Și omul acesta e pierdut, e căzut. Frații mei, e o stare nenorocită în care poate ajunge un om. O stare foarte gravă. Și dacă Moise a ajuns aici, orice om poate ajunge. Aș vrea să vă prezint câteva etape din punct de vedere afectiv, adică emoțional, ale acestui drum pe care Moise a mers în intenția de a-și împlini un scop. Și prima etapă a fost apatia. Asta este starea omului de la palat, înconjurat de huzur, adică de confort, de lux, sau starea ciobanului din Madian, care avea un număr mare de oi și pe care le îndruma într-o parte sau alta ca să mănânce iarbă. Era un om care nu avea prea multe responsabilități. Moise îngrija plictisit și apatic turma socrului său Ietro. Apatia aceasta venea
din faptul că el avea prea mari și multe capacități să facă doar o slujbă de cioban. Apatia este sentimentul mort pe care mulți oameni îl au, manifestându-se ca un fel de indiferență totală față de viață. Nu-l interesează nimic. Plouă, ninge, pe el nu-l interesează. Starea aceasta de apatie parcă ar spune următoarea expresie. Oricum, nimic din ce fac nu contează, așa că nu o să mai fac nimic. Apatia a fost o parte din viața lui Moise. 40 de ani la palat nu l-a interesat de nimic decât de el. Încă 40 de ani în pustie nu l-a interesat de nimic decât de un număr de oi. E adevărat că a realizat și o familie, s-a căsătorit cu fiica lui Ietro, însă perioada aceasta de apatie este ruptă de revelație. Revelație înseamnă descoperire dumnezeiască. Dumnezeu pur și simplu vine printr-o minune în fața lui și îi vorbește. E adevărat că Moise nu l-a văzut pe Dumnezeu. A văzut așa un foc foarte puternic care nu se mistuia, nu se stingea. Și din focul acela, din imaginea aceasta a prezenței lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a vorbit. Ei, în momentul în care Dumnezeu îi vorbește, Moise iese din apatie. Nu l-a scos din apatie nici școlarizarea, nici instruirea lui Faraon, nici artele marțiale pe care le-a învățat. Vă aduceți aminte că i-a aplicat o figură la un egiptean și ăla era instruit ca soldat. Una i-a dat și l-a lecuit, l-a omorât pe loc. Și nu l-a scos din apatie nici 40 de ani de stat în nisip, în pustie, păzind oile. Prezența lui Dumnezeu îl scoate din apatie. Dragii mei, oricât de mult v-aș chema eu să faceți ceva, nu o să ieșiți din apatie, din indiferență și din stat pe bancă. Știți când un om se ridică și spune, da, ce trebuie să fac? N-are importanță cât costă, n-are importanță cât efort depun. Știți când omul face asta? Când aude glasul lui Dumnezeu care îl cheamă și când spune, fiule, am nevoie de tine, atunci sar ca ars și spui, da, Doamne, sunt aici, trimite-mă. Zi, noapte, cald, frig, că-i Viorel pastor, că-i Luigi pastor, că-i oricine-i pastor, mă duc nu pentru pastor, pentru numele lui Dumnezeu. Dar dacă nu auzi vocea Domnului, păstorul te enervează când te cheamă. Dacă nu auzi vocea Domnului, păstorul te irită când te cheamă. Pentru că nu vrei din culcușul moale pe care l-ai să fii scos și voluntar să faci o treabă care ar putea să o facă și altul. Moise a rezistat 80 de ani la apatie. A stat 40 de ani în culcuș la palat, înconjurat de servitori și 40 de ani în pustie, înconjurat de oi, de lapte, de brânză și de lână. Și nu l-a scos nimeni de acolo. Și când vine Dumnezeu în fața lui, încremenește și spune, Moise, ți-a venit rândul, vino încoace. Și Moise continuă să se împotrivească. Apatie era dulce, să nu faci nimic, e confortabil. Și când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, apatia se schimbă în starea de frică. Știți de ce a fost frică? Dumnezeu i-a pus o mare responsabilitate. De astăzi înainte dirijești corul. De astăzi înainte dirijești corul. Frate Dorin Giurgiu, frate Michi Ban, frate Andrei, de astăzi înainte dirijezi, ești director de muzică aici în biserică. Wow! Dar cum o să reușesc cu atâția oameni? Fiecare are pretențiile lui, așteptările lui, nevoile lui, obiceiul lui. Doamne, cum o să reușesc? Doamne, nu mă pune pe mine! Nu mă pune pe mine, Doamne! Lui Moise i-a fost frică de lucru, de slujbă, de responsabilitatea pe care a primit-o. Apatia era confortabilă. Acolo pe scaun nu te ceartă nimeni că ai predicat lung, că nu predici. Acolo pe bancă nu te ceartă nimeni că n-ai cântat bine, că nu cânți. Acolo pe bancă nu poți greși, că dacă nu faci nimic, n-ai cum să greșești. Numai ți se pare că dacă ai fi aici, ai predicat de, sau dacă ai fi acolo, ai cântat de, dar numai odată să fii aici sau acolo, să vezi cum tremur tot, dar tremur bine. Dar când stai acolo, e simplu, e ușor. Ei, lui Moise a fost simplu să stea la palat. Pocnea din degete și servitorii veneau cu ceai cald, instructorul de Kung Fu venea acolo, în pustie. Ce mare grijă să porți de grijă la o turmă de oi, mai ales dacă ai câteva ajutoare, adică niște câini sau niște oameni.
Și vine Dumnezeu și spune: prizonierii evrei care sunt în cleștele lui Faraon, vreau să-i scoți! Doamne, eu pe îl cunosc pe Faraon, păi eu fug de ăsta de 40 de ani, mă trimiți înapoi în mâna lui, nu, Doamne, te rog, nu mă duc, mi-e frică! Moise, te duci, nu mă duc, Doamne! Te duci, Moise, nu mă duc, Doamne! Haideți să comentăm un pic asta din Scriptură, uitați-vă în carte. Frica e starea omului chemat de Dumnezeu pentru o lucrare. Observați ce spune frica. Ai putea să faci asta, dar prețul e prea mare. Nu vreau să plătesc prețul. Observați care au fost motivele fricii lui Moise. 1. Propriu anonimat. El îi spune lui Dumnezeu următoarele cuvinte. Exod 3:11. Doamne, cine sunt eu să mă trimiți? Eu sunt un simplu cioban. Acum 40 de ani eram cunoscut. Doamne, cine sunt eu să mă trimiți? Nu mă duc, Doamne, că nu mă cunoaște nimeni. Nu mă bagă nimeni în seamă, n-am nicio autoritate. De ce mă pui pe mine să conduc cântările? Ce o să zic oamenii ăștia? De ce mă pui pe mine să organizez lucruri la Betanilen? Că nu mă bagă nimeni în seamă. Sunt femeile și nu se întâmplă nimic. Nu mă trimite, te rog frumos, că atâta mă stresez, nu mai am somn. Mi-e rușine să mai dau telefon. Pe cine sunt eu ocupat? Frate Luigi, nu mă pune pe mine, pune pe alta. Ce îi spune Dumnezeu? Versetul 12. Eu voi fi cu tine. Să nu-ți fie frică, Dumnezeu este cu tine. Dincolo de faptul că oamenii te sprijinesc, Dumnezeu este cu tine. Dincolo de faptul că oamenii prețuiesc ce faci, Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu din cer îți cunoaște inima, îți cunoaște efortul, îți cunoaște orele puse aici, care dacă s-ar strânge, ar fi o bucată bună dintr-o viață. Și dacă a promis că este, nu te va părăsi niciodată. Du-te liniștit, să nu-ți fie frică. Dă frica la o parte. Însă, pentru că frica era mare, Moise continuă și spune: Doamne, propria necunoașterea lui Dumnezeu, Doamne, mă vor întreba cine ești și eu nu știu cine ești. Propria necunoaștere a lui Dumnezeu poate fi încă un motiv de frică. Mă pui pe mine să predic, mă pui pe mine să cânt, mă pui pe mine să stau la ușă, mă pui pe mine să fac o slujbă în biserică, mă pui pe mine la sunet, oamenii spun unul, dă mai tare, tinerii spun, dă mai tare. Bătrânii spun, lasă mai jos. Cel de acolo tot face semne, dacă l-ați văzut, dă mai tare că n-aud ritmul și ies din gamă, ies din ritm. Se duce negativul și eu rămân în urmă. Alții din... Nu, lasă-o mai jos. Și ăla, dă-i cu butonul. E complicat. Cel mai bine e să stai acolo pe bancă. N-ai butoane, nimeni nu poate să spună că a fost tare sau moale. Și Moise spune, nu, Doamne, nu, eu nici nu te cunosc, nu mă duc. Și uitați ce îi spune Dumnezeu lui Moise. Versetul 13. Eu sunt cel ce sunt, sunt veșnic. Du-te, bazează-te pe mine. Și Moise continuă și spune, Doamne, oamenii la care mă trimis sunt niște oameni răi, nu mă duce. Nu mă trimite acolo, Doamne, nu mă băga în gura lor, că eu știu ce fel de oameni sunt ăia. Doamne, eu nu mă duc să-i slujesc, că nu-i poți mulțumi. Doamne, nu mă trimite la ei. Uitați ce spune cuvântul Domnului. N-au să mă creadă, nu mă vor asculta și îmi vor zice, du-te, Doamne, de aici, că nu ți s-a arătat Dumnezeu. Doamne, te rog, nu mă pune în situația asta, că nu mă duc. Ăștia nu sunt oameni care să mă creadă, să spună, bine că ai venit. Avem încredere că Dumnezeu ți-a vorbit. Doamne, ăștia îmi vor spune, pleacă-mă de aici că nu ți-a vorbit Dumnezeu, du-te-mă de aici cu fanteziile tale. Doamne, nu mă pune în situația asta. Uitați ce îi spune Dumnezeu. Dumnezeu îi spune următorul lucru. Minunea cu toiagul prefăcut în șarpe, minunea cu mâna băgată în sân și scoasă plină de lepră și minunea cu apa turnată pe pământ și făcută sânge. Adică Moise putea să repete aceste minuni ca să dovedească împuternicirea dumnezeiască a celui care l-a trimis. Cine poate să-și bage mâna în sân și să o scoată plină de lepră, o mai bage odată, să o scoate la fel ca înainte, adică sănătoasă? Cine poate să aibă un baston în mână și să-l arunce, să facă șarpe, îl ia de coadă, să face băț? Păi nici asta nu e convingătoare. Dumneavoastră știți că n-a fost nici asta convingătoare. Și Moise știe ce spune. Și mai are o problemă. Doamne, nu mă trimite că-s bâlbâit și nu fac față, Doamne. Doamne, nu mă trimite. Propria incapacitate lui Moise i-a fost frică.
Poate te pune cineva să cânți sau să faci o slujbă și spune, Doamne, o pune pe mine. Tot căutăm ușier, mai căutăm bărbați care să stea la ușă pentru că-s din ce în ce mai puțin. Și știți ce greu e acolo să stai? Dacă un copil fuge pe aici și deranjează, ai responsabilitatea să te duci să-l oprești. Dar ce crezi că zice taică-sa și cu maică-sa? Că dacă l-a lăsat să fugă prin adunare și nu l-a oprit, fii sigur că și dumitale are ceva să-ți spună că-l oprești. Și știi ce spui? Doamne, nu mă pun eu acum să... Eu vreau să stau liniștit pe bancă. Nu mă pune pe mine să-mi fac de lucru. Nu, te rog frumos. Asta a spus Moise, propria incapacitate. Doamne, nu vorbesc bine. Nu, te rog frumos, nu mă trimite. Și Dumnezeu îi spune următorul lucru, ascultă-mă. Aron, care vorbește bine, va fi gura ta și va exprima voia ta pentru mine. Voia ta pentru popor, iar tu vei fi Dumnezeul lui. Asta îi spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați că unul dintre cele mai interesante lucruri referitoare la frică este faptul că sunt și oameni curajoși care merg înainte în ciuda faptului că le e frică. În general, frica poate fi învinsă în trei feluri. Primul, când frica e la nivel fizic, trebuie să ai curaj și să spui următorul lucru. Cred că se poate întâmpla răul ăsta, dar fie ce-o fi, mă duc. Ascultați-mă, curajul e o alegere. O alegere de a te duce chiar asumându-ți riscul. Curajul nu este ceva, nu e absența fricii, nu, este înfruntarea fricii. Cei mai curajoși oameni pe care dumneavoastră îi vedeți și spuneți, bă, dar ce curajos e ăsta, știți că le e frică? Uneori îmi tremură mâinile pe carte și nu știu sigur a câta predică este asta. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci înseamnă să-ți înfrunți frica. Și acesta este aspectul fizic al fricii. Apoi este aspectul minții, încrederea. Orice s-ar întâmpla, mă duc. Spuneți asta în minte. Dezvoltă-ți încrederea. Spuneți următorul lucru. Domnul este cu mine și o să merg în numele Lui. Fii ca o persoană care te încurajează. Încurajează-te singur, autosugestionează-te. Spuneți singur că Dumnezeu este cu tine și mintea va primi adevărul acesta și îl va considera. Și apoi este nivelul spiritual. În momentul acesta omul primește libertate. Mai simte frica, dar pur și simplu o neglijează. Frica trebuie biruită. Frica de întuneric, frica de oameni, frica de vot. Oamenii care sunt puși la vot au o mare problemă. Și fiecare încearcă pe diverse căi să-l amâne, să nu ajungă la vot. Votul e o mare problemă. Pentru că ce faci dacă îl pierzi? Aoleu! Ce să faci dacă îl pierzi? Să nu-ți fie frică de vot, că odată și odată trebuie să-l pierzi, că nu-i fi veșnic aici. Pur și simplu să ai această libertate să treci dincolo de frică, indiferent că e vorba de frică de ceva sau de altceva. Frică la modul general. Observați că Moise a trecut dincolo de asta până la urmă. Frica este soluția, este experiența care te scoate din apatie. Cine nu experimentează frica pe care trebuie să o biruiască, va rămâne în apatie. Și pur și simplu va hiberna o viață întreagă. Pentru că e frică de frica prin care trebuie să treacă ca printr-un tunel ca să ajungă la slujire. Între apatie și slujire este frică. E un nou început de care ți-e frică. Însă observați ce se întâmplă. După frică apare mânia. Moise ajunge într-o situație de om indignat, de om mânios pe situațiile care îl dezonorează pe Dumnezeu. Mânia e o stare emoțională pe care omul hotărăște dacă o manifestă sau nu o manifestă. Dacă o manifestă, devine furie, devine păcat. Dacă nu o manifestă, e ceea ce s-a întâmplat cu Domnul când a fost mânios pe oamenii care făceau business în templu și i-a scos afară. A fost o stare de indignare interioară. Mi-e ciudă că nu cântă oamenii ăștia mai tare pentru Domnul. Merită Domnul! Mi-e ciudă că nu sunt mai mulți oameni prezenți să se închine lui Dumnezeu. Asta este o stare de indignare pozitivă, deși tot mânie se numește, pentru că ăsta e vocabularul nostru. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Starea aceasta de indignare, Moise de foarte multe ori a experimentat-o. Ea poate fi destructivă dacă se manifestă în mod păcătos, sau poate fi constructivă dacă rămâi cu dragostea și cu fidelitatea aceea față de Dumnezeu și suferi ori de câte ori onoarea lui Dumnezeu nu este foarte satisfăcută. Suferi că nu vin oamenii la repetiție, suferi că nu vin oamenii la adunare,
Suferi că vin oamenii la ziua voluntarului. Suferi că proprii copii nu sunt așa cum i-ai vrea. Și i-ai educat, tot ce ai știut ai făcut, dar parcă nu s-a lipit de ei. Parcă a căzut ca și tencuiala. Și suferi în inimă, știi că Dumnezeu ar merita. Dar n-ai ce face, nu te aude nimeni, nu te vede nimeni. Vorbești, dar trebuie să te oprești, nu se întâmplă mare lucru. Starea aceea de indignare Moise a avut-o. Pur și simplu era rușine de Dumnezeu că doar atâta se întâmplă pe pământ pentru onoarea lui, știind cât merită, dar n-avea ce face. Moise a avut această stare de tristă experiență în prima decadă de 40 de ani și a încercat să omoare un egiptean. Dar nu s-a întâmplat nimic. Mânia, în general, poate fi provocată de câțiva factori. Primul, mânia produsă de cei cu care slujea. Moise a experimentat indignarea datorită colegilor de slujbă. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. Pentru a avea succes ai nevoie de oameni, ai nevoie de echipă. Lucrurile lui Dumnezeu se fac în echipă, niciodată singur. Chiar și Moise a avut un Iosua și o armată de lideri, căpetenii peste sau mai mari peste. Cât de dezamăgit a fost Moise când Dumnezeu îl cheamă pe munte și îl lasă pe Aron în locul lui și când se întoarce, îl găsește pe Aron tocmai spălându-se pe mâini că terminase vițelul ăla făcut din bijuteriile poporului și acum oamenii aveau o mare sărbătoare și se închinau la înfățișarea aceea de bou făcut din aur. Ce credeți că a simțit Moise? A luat bucățile alea de piatră pe care degetul lui Dumnezeu scrisese cele 10 porunci și a dat cu ele de munte și le-a spart. Cine a făcut asta? Fratele lui Aron, cel pe care îl lăsase mai mare peste popor. Nu cineva din popor. El a încercat să mintă că poporul a ademenit. Nu e adevărat. El a avut inițiativa asta. Moise a fost extrem de mânios. Poți fi mânios pentru că soția sau soțul face ceva, pentru că copiii fac ceva, pentru că asistentul, colegul de la lucru, unde lucrezi într-o companie, sau poate cineva din biserică, cineva care cântă la vocea de lângă, strică toată cântarea și ești indignat. Ei, Moise a ajuns să fie indignat datorită persoanelor cu care slujea. Observați că adevărata calitate de lider al lui Moise strălucește în mijlocul crizei și a dezamăgirii. Deja a fost indignat. Vă mai aduceți aminte cum s-a purtat cu Aron? Dumnezeu îl ascultă pe Moise, apoi îi amintește de misiunea sa. Dezamăgirea nu anulează niciodată misiunea. Moise n-a spus, Doamne, dacă așa e Aron și dacă așa e poporul ăsta în care am investit atâta, eu mă opresc aici, ți-am mai spus eu cu un an jumate în urmă că nu se merită. Doamne, dacă așa stau lucrurile, eu mă opresc. Dezamăgirea lui Moise, mânia lui Moise, indignarea lui Moise, experiența grea prin care a trecut, nu l-a făcut să renunțe, s-a dus mai departe. De ce? A știut că Dumnezeu este cu el. Urmează o nouă experiență a oamenilor cu care a lucrat. Core, Datan și Abiram și încă 250 de oameni. Vă aduceți aminte ce se întâmplă? Se despică pământul și Dumnezeu îi omoară pe ăștia 253. Și Moise se roagă ca nu cumva să fie pedepsit tot poporul. Aduceți-vă aminte că Aron și Maria se răzvrătesc împotriva lui Moise și spun, a, tu ești dictator și ești mândru, numai tu vrei să faci și să dregi. Și Dumnezeu îi dă lepră Mariei și Moise spune, Doamne, iartă-o. Omul acesta a avut o indignare fără ură, fără resentimente și deși a fost plin de râvnă pentru onoarea lui Dumnezeu. El i-a iubit pe oameni, i-a înțeles pe oameni, s-a rugat pentru oameni și l-a implorat pe Dumnezeu să le mai ofere o a doua șansă. Însă ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, este faptul că Moise ajunge la faliment datorită mândriei, datorită neascultării, datorită grabei. Și aici Moise este exemplu căderii celui mai blând om de pe pământ. Iese din apatie, prin frică. Ajunge să slujească și este atât de plin de râvnă, încât orice lucru făcut în absența excelenței îl deranjează, pentru că Dumnezeu nu merita un lucru făcut pe jumătate. Și lucrurile încep să meargă bine și la un moment dat, omul acesta hăituit, ispitit, acuzat, incriminat, defăimat, își pierde răbdarea. Cel mai blând om de pe fața pământului e pedepsit de Dumnezeu datorită nervilor.
N-ați mai văzut un așa paradox? Uitați ce spune Scriptura. Mândria poate deveni o capcană pentru orice persoană care ajunge la performanță. Pentru că mândria spune, uite-te la mine, nu-s extraordinar? Ba da. Dar numai că atunci când energia slujirii rămâne blocată în mândrie, omul își părăsește scopul și se uită la piedici. Observați că Moise nu și-a părăsit scopul. Au fost tot felul de piedici, dar el nu s-a ocupat de piedici. Dumnezeu s-a ocupat de piedici. De piedica cu Aron, de piedica cu Maria și Aron, de piedica cu Core, Datan și Abiram și cei 250. El nu și-a pierdut timpul cu piedicile, el avea scopul și el mergea spre scop. Pe piedici le rezolva Dumnezeu și el era focalizat. Dar o singură dată Moise se oprește în dreptul la o piedică. Care a fost piedica? Vine poporul din nou la el și supărat că nu mai are mâncare și că nu mai are apă și că uite, vin dușmanii și-i omoară, Moise nu se mai uită la scop, părăsește scopul și se uită la piedică. Și atunci știți ce face? Biblia spune în numeri 20, poporul n-a avut apă, s-a răsculat împotriva lui Moise. Căutau ceartă cu Moise și au zis ce bine ar fi fost să murim acolo. Și o singură dată Moise a reacționat. O singură dată și-a luat privirea de la scop și a pus-o pe obstacol, pe piedică, pe barieră. Și uitați cum procedează. Ascultați răzvrătiților! E pentru prima oară când Biblia spune că Moise s-a exprimat în maniera asta. În această afirmație era o notă de dispreț. Era o notă de om enervat, de om mânios, de om furios. Și spune, ascultați răzvrătiților! Nu vom putea noi să vă dăm apă din sâncă și cu toiagul lovește de două ori. Dumnezeu îi spusese să vorbești și el lovește. Și imediat Dumnezeu spune următorul lucru. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru ce n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel? Din acest motiv nu vă voi mai duce în țara pe care am promis-o. Moise a suferit foarte mult că Dumnezeu l-a pedepsit. Și de trei ori în cartea Deuteronom, exact ca și textul pe care l-am citit în introducere, a spus poporului, în Deuteronom 1:37, în Deuteronom 3:26 și în Deuteronom 4:21. Din cauza voastră eu nu voi mai intra în țară. Dar lucrul acesta nu e adevărat decât dintr-un punct de vedere, că din alt punct de vedere, oamenii ăștia de foarte multe ori l-au sâcâit, dar el a rezistat. El nu s-a uitat la obstacole, ba Aron, ba Aron și Maria, ba Core, Datan și Abiram, ba un alt grup din popor care îl acuza că nu le dă apă, nu le dă prepelițe, nu le dă castraveți. Moise niciodată nu a neglijat scopul lui, trebuie să ajung în Canaan cu poporul, ca să se lupte cu oameni care îl sâcâiau și îl îmboldeau. Nu, 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 el n-a făcut asta. Dar odată n-a mai putut de nervi. Nu s-a mai putut controla. Și atunci a spus, stați așa. Și a suflecat mânecele și a spus, ok, acum veniți în coasă să ne luptăm. Răzvrătiților! Și în clipa aceea Dumnezeu spune, stop. De ce nu m-ai proslăvit, Moise? De ce ai spus, eu vă dau apă din stânga? Tu dai apă. De ce ai lovit stânca, Moise? Gura mea a spus așa, vorbește, nu lovește. Eu îți spun una, tu faci alta. Care dintre noi doi hotărăște aici? Eu sau tu? Nu mai vezi țara. Doamne, Doamne, iartă-mă. Oprește-te, Moise, suficient, nu te iert. Doamne, îngăduie-mi să văd țara. Stop, Moise, stop, nu vezi nicio țară. Frați și surori, 40 de ani, omul acesta a slujit și odată în viață și-a ieșit din pepen, dacă îmi permiteți expresia. S-a săturat de cârtirile acestui popor, s-a săturat de copiii ăștia, s-a săturat de nevasta asta, s-a săturat de predicatorul ăsta, s-a săturat de dirijorul ăsta, s-a săturat de coristul ăsta, n-a mai putut să sufere. Și a spus, stai, Domne, să-ți zic odată că m-am săturat de tine. Și atunci Moise vorbește de pe o poziție de superioritate, vorbește de pe o poziție de mândrie și spune, răzvrătiților, eu sunt în stare să vă dau apă. Pune mâna pe toiag și lovește de două ori stânca. Și în ciuda faptului că n-a procedat corect, Dumnezeu a onorat acțiunea și a scos apă. Dar mai apoi a spus, vină un pic încoace, nu mai vezi țara. Doamne, lasă-mă să văd țara, nu Moise. Nu, pentru că nu m-ai sfințit în fața poporului. Ascultă-mă, dragul meu, ca
care ești chemat de Dumnezeu să faci o slujbă. Dacă atunci când o faci, nu o faci cu băgare de seamă, dacă atunci când o fac, nu o fac cu băgare de seamă și mă las influențat de presiunea oamenilor, de amenințările lor, Dumnezeu îmi va spune, nu vezi Sara. Doamne, stop, nu vezi Sara. Câtă responsabilitate ai? Câtă responsabilitate ai? Câtă responsabilitate am? N-avea nicio importanță ce a spus poporul. Gura Domnului a vorbit, nu m-ai sfințit. Fii sincer, sfințești pe Domnul în ce faci? Sau ambiția, euul, orgoliu, mândria, dorința de impunere, dorința de afișare, dorința de atenție, de valoare publică este motivația adevărată? Fii sincer, pentru ce faci ce faci? Moise odată a uitat de scop și s-a uitat la obstacol. S-a certat cu obstacolul, a intrat în luptă cu obstacolul. Și Dumnezeu i-a spus, Moise, eu nu m-am așteptat să faci gafa asta, dar pentru asta vei plăti. Frați și surori, care faceți o slujbă pentru Domnul, o slujbă de muzică, o slujbă de educație la școala duminicală, o slujbă de ordine la ușieri, o slujbă de reglare a sunetului sau de punere în memorie, în arhivă, a predicilor și a programelor. Frați care faceți o slujbă mare sau mică, nu este între dumneavoastră și mine în primul rând. Eu nu vă sunt șef, eu vă sunt slujitor. Șeful nostru la amândoi este Dumnezeul cerului și al pământului. Cu mine dumneata te joci, că eu sunt făcut din țărână ca dumneata și n-am ce să face. Dacă vrei să mă asculți, mă asculți. Dacă vrei să-ți bagi joc de mine, îți bați. Dacă vrei să ieși afară, că te văd când te ridici și ieși afară din adunare, ce pot să-ți fac? Aș putea să spun ceva de la microfon, dar e sub demnitatea mea. Aș putea să ies afară pe hol și să te confrunt, dar e sub demnitatea mea. Pentru că este între dumneata și Dumnezeu, nu e între dumneata și mine în primul rând. Dacă nu te temi de El, pe mine mă sfidezi. Dacă nu te temi de El, de mine nu ți-e rușine, de mine nu ți-e frică. Cu mine te lupți și dacă vin și spun ceva și zic, ce bă, tu nu vezi pe nu știu cine, mă vezi pe mine? Cu mine te lupți, eu sunt muritor. Eu am o suflare ca a dumneata, ca a dumitale. Dar ascultă-mă, va veni stăpânul într-o zi și îți va spune ceva ce te vei îngrozi. Până să vină stăpânul, te rog, oprește-te din atitudinea pe care o ai, dacă nu-i bună. Oprește-te din atitudinea aceasta și bagă de seamă că ți-ai făcut de lucru cu Dumnezeu. Nu ți-ai făcut de lucru cu Comitetul Bisericii Betania, asta e floare la ureche. Nu ți-ai făcut de lucru cu păstorul, asta e tot o floare la ureche. Ți-ai făcut de lucru cu Dumnezeu. Dacă nu ți-e frică de El, dacă îți permiți să te lupți cu El, dacă poți să suferi mânia Lui și pedeapsa Lui, atunci continuă, dar ascultă-mă. Eu ți-am spus cât m-a dus mintea de limpede ca să te ferești de mânia lui Dumnezeu și slujba pe care o faci, să o faci cu o motivație corectă și să nu-ți asumi niciun merit dezonorând pe Domnul, ci dimpotrivă, sfințindu-L în fața adunării. Moise între faliment și succes. Luigi Mițoi, Marian Vlad, Viorel Lozneanu, Petru Cladovan, Dionisie Olărescu, Mircea Alasu, George Rimciuc, Dorin Juravlea, Andrei Fedur, Dorin Giurgiu, Michi Ban și pot înșira sutele de oameni care sunt aici, între faliment și succes. Frații mei, fugiți de apatie, dar fugiți și de mândrie. Ambele sunt extreme. Rămâneți cu frica aceea de Domnul și indignați de tot ce nu merge bine. Iubiți excelența și ce faceți, faceți ca pentru Domnul, dar nu vă transformați în generalii lui Dumnezeu, care pedepsiți, care acuzați, care vă mâniați, care loviți, care scoate sabia, că unul singur are dreptul să judece, judecătorul cel drept, care are ochii ca parafocului. Ceea ce trebuie să faci este să iubești. Ceea ce trebuie să faci este să construiești. Când îți deschizi gurița, asigură-te că legi o rană, asigură-te că ridici un suflet, asigură-te că chem pe cineva să facă o treabă, asigură-te că încurajezi pe cineva, asigură-te că spui o vorbă bună, asigură-te de asta, mai ales dacă nu reprezinți o dregătorie pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Te chem în această seară să te gândești la aceste lucruri. Falimentul e la un pas și succesul la fel.
Moise a ieșit din apatie, a făcut o slujbă așa de bună și la un moment dat a venit pedeapsa lui Dumnezeu peste el, pentru că nu a fost atent și în loc să se uite la scop, s-a uitat la obstacole. Vei avea obstacole cu grămada, nu te lupta cu obstacolele, cu oamenii, cu împrejurările vieții, nu te lupta cu ele, vezi-ți de scop, du-te înainte, mergi liniștit că Dumnezeu care e cu tine va da obstacolele la o parte. Vrei să ne rugăm în seara aceasta în felul ăsta? Vă chem în numele Domnului să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm, frați și surori, să rămână binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi și să apucăm să vedem țara. Ne rugăm cu toții Domnului. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fost de folos. În numele frățietății de la Betania...